coronavirus a ajuns și pe teritoriul țării noastre și chiar în vecinătatea județului Hunedoara. Recent a fost confirmat primul caz de infectare cu acest virus. Un bărbat în vârstă de 25 de ani, originar din județul Gorj, a intrat în contact cu cetățeanul italian testat pozitiv, care s-a aflat pentru câteva zile pe teritoriul țării noastre. Tânărul depistat cu infecția cu COVID-19 a fost transportat la Institutul Matei Balș din capitală, unde a fost izolat. Conform declarației reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, în județul nostru nu există niciun caz de infectare cu virusul de tip corona, însă autoritățile au luat măsuri preventive. Pentru județul Hunedoara nu avem niciun caz confirmat, nu avem niciun caz suspect de infecție cu virusul corona COVID-19. Există plan de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu acest virus. Planul a fost aprobat în Comitetul Județean de Urgență, iar Direcția de Sănătate Publică ia legătura absolut cu toate persoanele pentru care primim fișe de declarare de la punctele de frontieră, atât terestre cât și aeroporturi. Acestea sunt trimise în timp util de către colegii de la DSP-urile care au zone de frontieră, tocmai pentru a lua legătura absolut imediat cu persoanele care intră în țară, precizez, din Italia, dar regiunea Lombardia și regiunea Veneto. Deci acestea sunt cele două regiuni pentru care Ministerul Sănătății, după cum am auzit și de la domnul profesor Străinu Cercel și de la domnul doctor Arafat, zonele pentru care se face izolarea la domiciliu pentru 14 zile pentru acele persoane. Celelalte persoane pentru care nu primim fișe nu au nicio indicație pentru izolare la domiciliu. Pentru județul Hunedoara nu avem nicio persoană carantinată. Ministerul Afacerilor Interne a emis o informare cu privire la recomandările de prevenire a infecției cu coronavirus și a dispus un număr de telefon unde cetățenii pot suna pentru a se informa. Numărul Tel Verde este 0800 800 358 și este disponibil zilnic în intervalul 8-23. Pentru a nu bloca linia alocată, cetățenii sunt rugați să apeleze acest număr doar în cazuri justificate. Reamintim că numerele speciale de telefon ale Direcției de Sănătate Publică Hunedoara care pot fi apelate pentru situații legate de coronavirus sunt 0254 225 242 sau 0768 193 639. Menționăm că serviciul 112 este disponibil atât pentru situațiile de urgență ca și până acum, cât și pentru cele legate de coronavirus. În urmă cu o săptămână, un copil de doar câteva luni a fost externat cu o alergie severă la leucoplast. În urma mediatizării online a cazului, autoritățile locale, dar și conducerea spitalului s-au sesizat și au pornit o anchetă pentru sancționarea celor vinovați. Împreună cu doctorii, cu domnul doctor Popa și cu Ingrid, am plecat în seara aia la familie, am verificat tot dacă este adevărat ceea ce s-a întâmplat. Sigur, s-au dispus măsurile în spital, este în fază de cercetare în cadrul spitalului și se vor lua măsurile care trebuie pentru cea care nu a făcut lucru cum trebuie. Riscă sancțiune pentru că nu a folosit metodologia de lucru în cazul desprinderii leucoplastului la acea branulă. Până în momentul de față a fost efectuată o cercetare preliminară în urma căreia au fost elaborate mai multe concluzii. Concluziile la care am ajuns în urma acestei cercetări preliminare referitor la leziunile cutanate decedate la îndepărtarea leucoplastului, aprecierea medicului specialist pediatru este aceea că acestea sunt rezultatele unei alergii dezvoltate la leucoplastul cu care branula a fost fixată.
Alergie de altfel destul de frecventă în rândul pacienților. Din acest motiv, în cursul anului trecut, furnizorul de leucoplast a fost schimbat. Comisia consideră oportun ca din nou să se aibă în vedere schimbarea tipului de leucoplast. La externare, pacienta a primit recomandări cu privire la îngrijirea și conduita terapeutică, fapt ce reiese din însăși plângerea ulterior formulată de către reclamantă în prezența comisiei. Referitor la scoaterea branulei de către personalul care nu avea competența necesară efectuării acestei manevre, situația reclamată se confirmă, drept pentru care s-a procedat la identificarea persoanelor în cauză, urmând ca acestea să fie cercetate disciplinar și sancționate conform prevederilor legale. Referitor la oportunitatea schimbării branulei, comisia a reținut aspectul că aceasta a fost menținută timp de 4 zile la nivelul membrului superior, pe toată această perioadă funcționarea branulei fiind monitorizată, administrarea medicației făcându-se în condiții normale, pacienta fiind externată vindecată. Ca atare, comisia apreciază că nu se impunea schimbarea branulei, având în vedere procedurile de practică pentru asistenții medicali. Conducerea spitalului susține că 3 persoane sunt vinovate. În acest caz vor fi demarate proceduri în urma cărora o asistentă și o îngrijitoare vor fi sancționate, urmând să fie stabilit și rolul medicului ce a tratat copilul. La ora actuală sunt cercetate o asistentă și o îngrijitoare. În acest moment, cercetarea disciplinară. Cercetarea preliminară vizează și un medic. În cadrul Spitalului Municipal Vulcan are loc o amplă cercetare pentru a stabili cine sunt vinovații în cazul copilului de numai 5 luni externat cu o afecțiune a pielii provocată de leucoplastul folosit la fixarea unei branule. După întâlnirea de marți cu paramedicii SMUR din cadrul Asociației Salvital, Consiliul Județean Hunedoara s-a ținut de cuvânt. Miercuri, în ședința Consiliului Județean, s-a aprobat majorarea contribuției anuale pentru susținerea activității SMUR de la 5 la 7 lei pe locuitor al județului pe an. Iar astăzi, la sediul Administrației Județene, s-a desfășurat o întâlnire la care au participat reprezentanții Asociației Salvital ai Consiliului Județean și o parte din primarii care fac parte din această asociație. Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara, a subliniat că trebuie găsite soluții pentru ca acest serviciu să funcționeze, cu atât mai mult cu cât legea prin care paramedicii ar fi putut face parte din structura Ministerului Afacerilor Interne este blocată. Consiliul Județean s-a ținut de cuvânt. Astăzi ne-am întâlnit cu o parte din primarii care fac parte din Asociația Salvital, Consiliul Județean, și am stat de vorbă cu paramedicii, ei au spus problemele cu care se confruntă și s-a stabilit ca până cel târziu 9 martie să fie convocată ședința adunare generală a Asociației Salvital, unde se va institui o taxă de comun acord cu toți membrii asociației, care va fi obligatorie pentru toată lumea și iar în condițiile acestea paramedicii vor avea un salariu de minim 3.000 de lei. Prelungirea termenelor pentru separarea activității Complexului Energetic Hunedoara sporește starea de nesiguranță a angajaților. Darius Câmpean, președintele Sindicatului Muntele, a cerut ajutor ministrului Economiei Virgil Popescu pentru a comprima timpii în care această separare va fi realizată. Am discutat despre necesitatea prelungirii acordării serviciilor de sistem, pentru că, după cum se știe, în luna iunie acestui an, aceste servicii vor expira. Am discutat despre problema organizatorică cu privire la noile entități ce vor rezulta după separarea activităților, și anume Termocentrala Mintia spre 1AT, care o fi el primărie sau Consiliul Județean, și despre Complexul Energetic Valea Jiului, care, așa cum a afirmat și dânsul în spațiu public, trebuie să fie constituit din Termocentrala Paroșeni cu grupe gaz pe lângă cel pe cărbune și SIEG, cele 4 exploatări miniere, 2 cu ajutor de stat și 2 fără ajutor de stat, și o sucursală de prestări servicii. Am solicitat de asemenea sprijin pentru comprimarea termenelor în ceea ce privește procedura pe legea insolvenței pentru separare, pentru că orice prelungire a acestei perioade pentru noi sporește nesiguranța în ceea ce privește traiectoria viitoare.
De asemenea, am mai avut discuții cu dânsul despre termenele ce au fost făcute publice în perioada trecută cu privire la oprirea activității de producere a energiei pe bază de cărbune și implicit a mineritului. Ulterior, la audieri, poziția dânsului s-a schimbat, n-am mai vorbit de anul 2030, dar vreau să știți că înainte de asta noi am avut discuții pe această temă, i-am explicat că acesta nu este un an realist, că România nu are capacitatea de a înlocui atât de rapid capacitățile de producție pe bază de energie și că minele Livezeni și Lonea nu pot fi închise de pe azi pe mâine. Conducerea sindicatului, entitate reprezentativă la nivelul complexului energetic Hunedoara, susține că nu agrează ideea de închiderea minelor Lupeni și Lonea, ci trebuie căutate soluții sustenabile înainte de anul 2030, când era preconizată închiderea activității extractive. Spitalul Municipal Vulcan se află în proces de acreditare. Pentru a obține avizul este nevoie de înființarea unui compartiment ATI. În acest sens, conducerea unității medicale face demersuri. Am făcut demersuri, am zis să încercăm să vedem dacă se poate obține înființarea compartimentului ATI. Am făcut analize, studii, deci practic am lucrat la fundamentarea unei astfel de solicitări, urmând am și purtat discuții cu cei de la DSP, în care le-am comunicat că intenționăm să facem acest demers. Intenționăm ca în cursul săptămânii care urmează să depunem la Direcția de Sănătate Publică respectiva solicitare, încă o dată repet, privind înființarea compartimentului de ATI. Cu privire la faptul că spitalul se desființează, spitalul va contracta, repet, la 1 aprilie sau când va fi fixată perioada de contractare, ca orice alt spital din județul Hunedoara și din România, care îndeplinește sau are statutul de spital aflat în proces de acreditare. Indicatorul de acreditare obținut de Spitalul Municipal Vulcan din partea reprezentanților Autorității Naționale de Management a Calității în Spital ar fi fost de 42,83%, comparativ cu 51% cât avea nevoie.